Filarmonica de Stat Târgu Mureș pregătește un concert extraordinar dedicat sărbătorii culturii române. Spectacolul intitulat Duhul Eminescian a fost conceput de binecunoscuta artistă Ozana Barabancea, care va fi și solista concertului, iar dirijor Adrian Vinars. S-a născut acum un an, când la Eurovision a fost prezentată o piesă despre România. Am contactat-o pe cea care a scris versurile, de compozitoarea și textiera Alina Manolache, și am rugat-o să-mi scrie și mie o piesă patriotică. Avea în sertar 3 piese, mi-a zis, ia-le, fă ce vrei cu ele. Le-am dat la orchestrat, mi-au plăcut, mi le-am însușit, în sensul că le-am băgat în repertoriu, le-am făcut videoclip și mi-am dat seama că mă simt foarte bine când cânt muzică patriotică. Și proiectul așa s-a născut, din dorința de a, dacă vreți, de a reaminti românilor că trebuie să ne iubim țara, să o îmbrățișăm. Repetițiile le-am început cu mult timp în urmă, bineînțeles cu corul filarmonicii. Avem și corul de copii de această dată, niște copii excepționali, deosebiți. Însă lucrurile au decurs foarte bine, sunt extrem de bucuros, sunt extrem de încântat. Am găsit oameni cu inimă deschisă pentru lucru, pentru muncă. Și asta cred că este cea mai mare bucurie și realizare a noastră ca dirijori. Programul spectacolului Duhul Eminescian cuprinde lucrări cu tematică patriotică, istorică și religioasă, precum Oda Luceafărului, Pe Pământul Nostru Sfânt, România Mea, Maica Sfântă, Rugăciune, Ștefan cel Mare și alte lucrări celebre. Alături de îndrăgita solistă Ozana Barabancea, de orchestra simfonică și corul mixt ale filarmonicii, pe scenă se vor afla și elevii de la Colegiul Vocațional de Artă Târgu Mureș și de la Colegiul Național Pedagogic Mihai Eminescu. De mult mi-am dorit un asemenea program și mă simt extrem de onorat și fericit să fiu alături de doamna Ozana Barabancea, o inimă care bate în fiecare notă pentru România, pentru cultura românească și pentru țară. Duhul Eminescian este titlul unei piese scrise de Alina Manolache, dar la rugămintea mea, pentru că strofa a doua i-am dictat-o, dacă vreți, plângând, gândindu-mă că am un dialog direct cu Eminescu. Citind Eminescu, mă împlinesc, citind Eminescu, îmi amintesc că aparțin acestui pământ, citind Eminescu, mi se reactivează iubirea de țară, conștiința națională și apartenența. Apartenența îmi dă siguranță. Spectacolul Duhul Eminescian are loc vineri 26 ianuarie de la ora 19 la Filarmonica de Stat Târgu Mureș și este realizat în parteneriat cu TVR Târgu Mureș. Vă mulțumesc din suflet pentru încredere. Sunt fericită să pot cânta acest concert la dumneavoastră și vă aștept cu toată inima pe 26 la ora 19 la Palatul Culturii.